Județul Botoșani este județul care a arătat țării, poate în cea mai mare măsură, unitate și voință politică la alegerile locale din acest an. Am demonstrat că știm pe cine să alegem. Am demonstrat că noi vrem să facem schimbarea. Am demonstrat că putem schimba în bine destinele județului nostru. În cele câteva luni de guvernare, USL și-a respectat promisiunile electorale, punându-le imediat în practică. Acum, USL ne propune echipa care să pună efectiv în practică proiectele pe care ni le dorim să le derulăm în comuna noastră. Florin Țurcanu, președintele Consiliului Județean Botoșani, este garantul pentru că USL susține proiectul Botoșani, județul în care vreau să trăiesc. Iată că Florin Țurcanu, împreună cu candidații USL pentru Parlament, au poposit în comuna noastră. Nu este ușor să te confrunți mereu cu aceleași probleme. Nu este ușor să ții piept la nemulțumirile oamenilor sau să găsești soluții pe loc. Important este dialogul. Important este să asculți doleanțele oamenilor. Cu geamul îl rezolvăm? Da. Cu macaraua? Și cu macaraua. Bine, mă sunați că aveți numărul meu, dacă nu. Mai vin oricum, dar nu mai vreau că vin următura viitoare să rămâi ca Andrian. Nu vreau 700 de metri, că nu a fost pe atât niciodată. Ca să trebuie reprofilat. Nu a fost pe atât niciodată, nu se poate până acum, nu profilăm, reprofilăm. Domn primar, autogrele în zonă este pe la cineva? Domn primar, macaraua. Atunci îți trebuie piatră acolo, dacă zici. Macara pentru zi? Macara pentru zi? Acum, la alegerile parlamentare, avem șansa să trimitem în Parlament oamenii pentru care avem garanția că ne vor reprezenta cu cinste. Oameni cu care ne-am întâlnit de atâtea ori și care nu au dezamăgit. Costel Șoptică, profesorul, om al județului Botoșani, a devenit om de afaceri împins de dorința de a crea locuri de muncă pentru concetățenii săi. El știe, el vrea, el poate. Iată deviza care îl caracterizează cel mai bine. Cu adevărat, deputatul Costel Șoptică poate să spună că Botoșaniul este județul în care vreau să trăiesc. Scopul pentru care am venit aici este să ne prezentăm din nou, deși pe mine cred că de acum mă cunoașteți. Dorința mea și a domnului Șerban Mihăilescu era aceea de a cunoaște problemele din zonă, astfel încât știți foarte bine că am fost și până acum, să nu venim doar atunci când avem nevoie să vă cerim votul. Vreau să vă spun doar că vă simt apropiați de mine și vreau să mă simțiți dumneavoastră apropiați de dumneavoastră, astfel încât să putem cât mai bine să conlucrăm. Petru Șerban Mihăilescu, specialistul. Are o vastă experiență în administrația publică, parlamentar de Botoșani din 1996. Susține consecvent, de peste 20 de ani, sub sloganul Pentru oameni, împreună cu ei, valorile social-democrate, statutul social, eliminarea sărăciei, dreptate și solidaritate socială. Pentru senatorul Mihăilescu, proiectele primarului și comunei noastre vor constitui obiectivele prioritare ale sale în perioada 2012-2016. Este o perioadă extraordinară să guvernăm împreună în cadrul USL-ului și să reușim să punem România pe picioare. Noi știm cine sunt cei mai buni. Noi vrem să fim reprezentați cu cinste în Parlament. Noi putem să ducem la bun sfârșit proiectele comunei noastre. Pe 9 decembrie votează candidații USL pentru Camera Deputaților și Senat. Costel Șoptică și Petru Șerban Mihăilescu. Pe 9 decembrie votează USL pentru o Românie puternică.